În primul rând, mă bucură că demersul federației noastre prin filiala noastră de pe litoral a avut succes. L-am avut astăzi aici pe ministrul mediului, inclusiv pe directorul ANAR, Sorin Lucaci. Sigur că am expus aceste probleme, cele urgente, de imediată urgență, și mă refer aici la faptul că alte 70 de suprafețe de plajă au rămas fără contract în vigoare la finalul sezonului trecut. Și după cum știți, în ultimele 3 luni, noi am trimis aceste adrese prin care atenționam Ministerul Mediului și ANAR că nu dorim să ajungem la aceeași situație critică de anul trecut. Astăzi am expus personal Ministrului Mediului această situație. Deci, pe de o parte, avem contractele care au expirat anul trecut, 70 la număr, și pentru care am cerut ministrului imediat, în imediată urgență, demararea acestor licitații, pentru că suntem mâine, poi mâine, la 1 martie, am explicat ministrului că este nevoie pentru fiecare agent economic de 6 luni, pentru ca acesta să poată lucra în legalitate și nu ilicit, cum au fost determinați agenții economici să lucreze anul trecut. Și deci, pentru situația aceasta, cazul 1, am cerut de urgență demararea licitațiilor și, bineînțeles, discuții împreună cu noi, patronatele, astfel încât să ne asigurăm că avem de această dată o durată mai mare de contracte, nu 2 ani, așa cum s-a întâmplat anul trecut. Am explicat că nu avem predictibilitate, nu poți să-ți amortizezi investițiile făcute, nimeni nu vine să investească pentru 2 ani de contract, neștiind dacă, după 2 ani, își va putea recupera această investiție. Nu mai adăugăm faptul că șezlongul, evident, poate să coste mai mult, pentru că, nu-i așa, acel agent economic trebuie să recupereze investiția făcută timp de 2 ani. Cazul al doilea este cel al contractelor care, repet, expiră în acest an. Da? Și atunci, sigur, vorbim de cele 70 care au expirat, vorbim însă și de cele care au fost încheiate anul trecut, vă amintiți, cele pe 2 ani încheiate anul trecut și vor expira în această toamnă. Deci trebuie să ne gândim și la această situație. 100, peste 100, dacă ne amintim, 120, dacă nu greșesc, 129, iată 130 de suprafețe de plajă vor rămâne fără contract în această toamnă. Deci o luăm de la capăt cu situația care anul trecut, sigur, a fost considerată una de excepție, până la urmă soluția a fost de contract pe 2 ani. Dar nu putem să oferim acestor agenți economici încă 2 ani, numai 2 ani. Și pentru ei am cerut, desigur, o perioadă mai mare de prelungire, dacă este posibil, până la 10 ani. Ministrul a întrebat care considerăm noi că este perioada optimă de amortizare a unei investiții. Cu toții am spus 10 ani. Despre asta vrem noi să ajungem. Sigur că ministrul a luat act de aceste probleme acum, de care am constatat că nu avea în integralitate cunoștință, așa încât am explicat că și din punct de vedere al turistului român și al interesului economic al României este să facem turism la un standard decent pe plajele românești, pe litoralul românesc. Am explicat că nu dorim să mai auzim o declarație ca cea de anul trecut a ministrului de atunci al mediului, care a spus sarcina Ministerului Mediului este doar să închirieze plaje și pe valori cât mai mari. Și din acest punct de vedere, salut poziția exprimată astăzi de ministrul Fechet, care a fost de acord că vrem să facem turism, iar plaja este o componentă doar a pachetului turistic. Așadar, interesul cel mai mare, prioritar în acest moment, trebuie să fie turistul român sau străin care ajunge pe litoral în România. Consider că avem premisa să credem că de săptămâna ce urmează vom trece la constituirea unui grup de lucru comun, asta am cerut noi și am obținut această încuvințare a ministrului. Vrem să lucrăm împreună să vedem în ce condiții se scot la licitație plajele care expiră în acest an, în ce condiții vor putea fi adjudecate acum în licitațiile în imediat următoarea perioadă pentru cele care au expirat deja anul trecut, pentru că avem două obiective. Unul este pe termen foarte scurt, imediat, ce facem cu plajele care au expirat deja, care au contract expirat. Mai avem 3 luni până începem să primim deja turiști. Suntem extrem de mult în urmă cu demararea acestor licitații și, dacă vă amintiți, după comunicatele de presă pe care le-am emis și pe care dumneavoastră presa ne-ați ajutat să le promovăm, am primit imediat, într-o sâmbătă dimineață, un comunicat al ANAR-ului care spunea
că licitațiile demarează. Astăzi am aflat că nu s-a întâmplat așa, pentru că ministrul mediului acum a aflat aceste lucruri. Așadar, cred totuși că am avut un dialog cu un ministru responsabil care a exprimat această intenție clară de a pune turistul și produsul turistic pe prim plan, dar de la vorbe și până la fapte știm cu toții că mai avem o distanță. Și atunci rămâne să urmărim, să monitorizăm dacă se constituie grupul de lucru comun, dacă într-adevăr licitațiile se pot derula pe mai mult de 2 ani, altfel intrăm în aceeași situație ca cea de anul trecut și să vedem dacă agenții economici care vor adjudeca plaje vor avea timpul necesar pentru a obține aceste autorizații. Cu mare drag.